Centrul Regional de Genetică Medicală Craiova a fost inclus în structura Spitalului Județean de Urgență în anul 2014, iar Spitalul Județean, prin acest modul de genetică al Laboratorului de Genetică Medicală, a fost inclus în lista unităților care diagnostichează COVID-19. În perioada stării de urgență, modulul de genetică a fost organizat sub forma unui punct de lucru într-un spațiu al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, ca urmare a imposibilității organizării adecvate a fluxurilor de lucru în spațiile disponibile ale Spitalului Județean. Faptul că spitalul, facultatea de medicină a avut un asemenea aparat PCR de care lumea nici nu știa în foarte multe dintre județe, ne-a făcut să putem să acționăm încă din primele minute când s-a putut face. Ne dorim să accesăm niște fonduri europene puse la dispoziție prin Ministerul Fondurilor Europene pentru lupta împotriva COVID, să instalăm un astfel de laborator modular în curtea spitalului, laborator unde să testăm într-un număr mult mai mare decât o facem acum. Laboratorul modular de testare genetică pentru COVID-19 va funcționa pentru o perioadă de 12 luni. La expirarea acestei perioade, terenul va trebui lăsat liber de orice sarcini și igienizat.